Bine ați venit la Bialik Rogozin, o școală publică din Tel Aviv, unde învață 900 de elevi din 51 de țări. De unde ești? El este Israel din Filipine. Cine este din Congo? Congo? What is your name? Netanel. Creștini, evrei, musulmani sunt împreună. Nu vezi în fiecare zi copii arabi care intră pe poartă alături de copii filipinezi. În celelalte școli nu vezi în fiecare zi o prietenie între copii de naționalități diferite. În perioada Crăciunului avem un brad împodobit, avem lumina evreilor, Hanukia, dar și mielul musulmanilor. Școala este localizată într-o zonă plină de oameni săraci, de imigranți, de oameni care abia reușesc să supraviețuiască. Mulți dintre ei au văzut lucruri îngrozitoare, care i-ar cutremura chiar și pe adulți. Unii dintre elevii noștri sunt refugiați, au traversat deșertul, s-au mutat dintr-o țară în alta timp de 3-4 ani. Unii dintre ei și-au văzut părinții omorâți în fața lor. Unii dintre ei sunt orfani, nu au pe nimeni. I see that my father they killed front of me. L-a ucis pe tatăl meu în fața mea. Ce puteam să fac? Nu știam să plâng. M-am așezat pe pământ. Mi-a ucis și bunicul și bunica și atunci nu am știut ce să mai fac. Am fugit în munți. I see my grandmother and my father they died. I don't know what can I do and I ran. Un documentar despre această școală a câștigat premiul Oscar în anul 2011. O echipă de profesori, de asistenți sociali și terapeuți i-au ajutat pe acești elevi să se adapteze la noua lor viață și să rămână conectați la cultura lor. Ca imigranți, vor să renunțe la tradiția lor și să fie considerați israelieni. Se rușinează cu țara din care provin. Rasismul nu este un privilegiu al evreilor sau al musulmanilor. Este ceva ce ține de natură umană. Luptăm împotriva acestuia. Majoritatea școlilor din Israel își închid porțile pe la ora 3 după amiază, dar Bialik Rogozin rămâne deschisă de la 7:30 dimineața și până la 10 seara, pentru ca și părinții să poată să învețe să participe la activități. Când am venit prima dată la școală, domnul Nekama mi-a spus că vrea să facă un cor cu persoane de diferite naționalități. Mi-a plăcut ideea și m-am gândit la ea. S-a format acest cor din mame și tați și am devenit o familie. Împuternicirea fetelor ocupă un rol important. Multe dintre ele nu au încredere în capacitățile lor și au o părere proastă despre propria persoană. Uneori am nevoie de mama ca să-mi dea sfaturi. For girly stuff. Mama ei a fost o femeie model. A crescut într-o familie care îl iubea pe Dumnezeu. Știe despre viața de creștin că trebuie să ne respectăm unii pe alții, să-L iubească pe Dumnezeu. Am venit aici pentru că acesta este pământul lui Dumnezeu. Acum mă simt în siguranță. Niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi posibile fără ajutorul voluntarilor. Tomer și-a dăruit timpul său în ultimii 7 ani. Cunoaște numele fiecărui elev. Sunt atașat de școala aceasta. Este a doua mea casă. Fiecare copil trebuie să-și cunoască familia. Încă mai vin în vizită. Mulți dintre voluntarii cu care am vorbit simt același lucru. Înainte să fac voluntariat aici, am fost consilier al unei mișcări în rândul tinerilor. Niciodată nu am fost mai legată de copii ca acum. Mi-a schimbat mult modul de a gândi. A lucra aici e mai mult decât o slujbă. Pentru mulți este o chemare. Sunt privilegiat să conduc acest loc. Prin asta poate fi văzută fața frumoasă a Israelului și a iudaismului. Aceasta este adevărata față a Israelului. Despre asta vorbesc ei în fiecare zi. Acesta este lucrul pe care încercăm să-l oferim, unelte pentru viață. Suntem norocoși pentru că putem să dăruim și să dăruim. O facem cu dragoste. Amin.
Jessie Nilo a fost o artistă pasionată dintotdeauna. Este o dragoste pe care a vrut să o împărtășească cu cei de la Biserica Vineyard Boise. Pe atunci eram la Facultatea de Arte și în timp ce creșteam din punct de vedere artistic, golul din inima mea creștea, deoarece mă dezvoltam din punct de vedere spiritual într-un anumit loc și din punct de vedere artistic într-un alt loc. Cele două lumi nu se intersectau. Mă simțeam puțin frustrată pentru că nu puteam să vorbesc despre Dumnezeu cu prietenii mei artiști și nu puteam să vorbesc despre artă cu prietenii mei de la biserică. Astfel că s-a gândit să înceapă o lucrare pentru artiștii din biserică, lucru despre care recunoaște că nu știa foarte multe. Sincer, nu am știut prea multe. Știam doar că putem să vorbim despre lucruri importante pentru noi. Vedeam că cele două domenii ale vieții noastre puteau să se intersecteze. Era singurul lucru pe care îl aveam. Mă gândeam că puteam să facem și niște afișe pentru școala duminicală. De atunci au trecut 10 ani. Astăzi Nilo conduce lucrarea Vine Arts a bisericii, care cuprinde un studio și o galerie de artă. Artiști profesioniști sau amatori sunt încurajați să exploreze și să-și dezvolte creativitatea dată de Dumnezeu prin ateliere de creație și alte oportunități oferite de Dumnezeu. Acest decor a fost pictat de un grup de artiști în devenire. Acesta este un loc al siguranței, al creșterii spirituale și îl avem pe Iisus în centru. Duhul Sfânt este Cel care ne inspiră și suntem conectați la El. El este Cel care ne dezvoltă creativitatea ca indivizi. Această galerie de artă se găsește în interiorul clădirii Bisericii Vineyard și prezintă lucrările artiștilor din biserică, dar și din afara ei. Scopul acesteia este de a încuraja pe oameni să contempleze la viață și să-L slujească pe Dumnezeu, cel mai măreț creator. Sherry Cofield spunea că această lucrare a ajutat-o să găsească vindecarea unui trecut în care a fost abuzată. Astăzi folosește aceleași instrumente ca să-i ajute și pe alții să primească vindecare. Pentru mine nu a fost vorba numai despre artă, ci despre relație și despre dragoste. Arta implică ceva ce îi face liber pe acești oameni și încep să vorbească despre viețile lor, despre problemele lor și apoi putem să vorbim despre dragoste. Acum, când creez, sunt mult mai liberă în arta mea. În timp ce creez, am o conversație cu Domnul. Este un tărâm al creativității. Oamenii care au suferit, cei care se confruntă cu depresia sau cu anumite dependențe, pot să găsească aici mângâiere și vindecare. Aici sunt oameni grijulii, cărora le pasă, care pot să petreacă timp cu tine când vii aici. Vine Arts includes photography. Lucrarea Vine Arts reunește fotografi, pictori și alți artiști. Lucrarea a fost o mare atracție pentru Brad și Debbie Kitt, care s-au mutat din California doar ca să fie parte din lucrare. Deși arta i-a determinat să vină aici, aceștia spun că atmosfera spirituală a avut cel mai mare impact. Aici se fac studii biblice, astfel că nu este vorba numai despre artă. Când am ajuns aici, am întâlnit noi artiști și ne-am simțit ca acasă. Am împachetat și ne-am mutat. De când am venit aici, suntem foarte fericiți și nu am privit niciodată înapoi. Nilo spunea că lucrarea îi implică și pe cei din afara bisericii. Aceștia sunt întâmpinați cu multă dragoste. De multe ori, aceștia își doresc să vină la biserică și să cunoască mai mult. Dacă nu se întâmplă asta, nu este nicio problemă. Încă ne au pe noi. Cine altcineva să se roage pentru acești oameni? Jay Dennis trage un semnal de alarmă cu privire la o epidemie invizibilă care cuprinde creștinismul. Cred că 80% dintre bărbații din biserici se luptă la un anumit nivel cu pornografia. Totuși, spunea că majoritatea pastorilor nu cred lucrul acesta și nici nu acționează împotriva lui. Unul dintre cele mai mari scandaluri din cauza acestei dependențe, care a cuprins mai mult de jumătate din biserică, are legătură cu faptul că sunt câteva biserici deschise să discute și să se ocupe de această problemă. Trina Mewborn, directoarea departamentului de consiliere al Bisericii Baptiste din Lakeland, spunea că lipsa acțiunii face parte din planul satanei de a-i face pe credincioși să se simtă izolați.
Nimeni din această biserică nu înțelege. Nimeni nu se confruntă cu asta. Uită-te la mine. Sunt un pervers. Sunt un anormal. Biserica vine în ajutorul acestora cu o serie de cărți și cu un DVD care cuprinde mărturiile membrilor care au fost dependenți sau care luptă împotriva pornografiei. Pornografia te leagă. Ești asemenea unui sclav. Really locked, almost like a slave, in secret. I was scared. Eram speriată, mi-era rușine. Mă temeam că dacă o să spun cuiva despre situația prin care treceam, nu o să înțeleagă sau o să creadă că sunt o ciudată. Imaginați-vă cum ar fi să aveți o biserică întreagă cu frați și surori cu care să puteți vorbi despre asta și să primiți sprijin. Se spune că nu ar trebui să se vorbească despre astfel de lucruri în biserică, când exact acolo ar trebui să se vorbească. Ca să scapi de această dependență, trebuie să vorbești despre ea. Nu ești singurul. Această problemă este prezentă peste tot, în fiecare biserică. Acesta este motivul pentru care pastorul Dennis vrea să adune cel puțin 1 milion de creștini care să se înscrie pe site-ul cu resurse realizate de el, cu scopul ca aceștia să scape de pornografie. Acesta spunea că momentul critic pentru biserica lui a fost într-o seară când i-a rugat pe membrii bisericii să se ridice dacă se luptă cu pornografia. Avem scaune ca cele din sălile de cinema. Aveam ochii închiși și ascultam. Puteam să aud toate acele scaune cum atingeau pătarul, parcă era sunetul unor lanțuri care se rup. Pastorul Dennis consideră că mărturisirea publică și recuperarea dependenților a adus trezire în biserica lui. Directoarea Departamentului de Consiliere al Bisericii spunea că orice biserică se poate bucura de o astfel de biruință. Biserica trebuie să acționeze asemenea unui spital. Noi trebuie să fim aceia care să căutăm moduri în care să putem să-i ajutăm pe acești oameni. Pastorul Dennis spune că depinde de fiecare creștin în ce privește această decizie. Niciun om nu face asta cu gândul că o să-și distrugă viața, căsnicia, mărturia. Cred că niciun creștin nu gândește așa, dar acesta va fi rezultatul. Greg Dyer a intrat în căsnicie cu această dependență. Pornografia era parte din viața mea. Lucrul acesta s-a întâmplat și după ce am cunoscut-o pe Kathy. An la rândul am trăit în minciună. Years of lying to her. În ciuda faptului că era creștin, materialele pornografice l-au determinat să renunțe la Kathy și să înceapă o relație amoroasă cu o colegă de serviciu. Le vedeam pe femei ca pe niște obiecte sexuale și nu ca pe niște ființe. Odată ce fata se oferea, nu mai stăteam pe gânduri. The girl made herself available to me. It wasn't that big of a stretch. După 7 ani de căsnicie, lui Kathy nu-i venea să creadă când a aflat despre viața dublă pe care Greg o avea. A fost ceva șocant pentru mine. Mi-a luat foarte mult timp să mă obișnuiesc cu ideea că acesta era Greg. Și-a dat seama de gravitatea problemei după ce a aflat că pornografia produce dependență. Când te uiți la o imagine pornografică, sinapsele din creier sunt la fel ca cele care au loc când consum cocaină. Diferența nu este prea mare. Persoanele dependente de pornografie și persoanele dependente de heroină experimentează aceeași reacție chimică. Greg a fost cuprins de teamă când a auzit că Dumnezeu nu îl va mai proteja. Știam că prezența lui Dumnezeu dispăruse din viața mea în acel moment. Acest lucru m-a înspăimântat. După mai multe luni de consiliere și de luptă, familia Dyer a ajuns să fie din nou împreună. Cred că am început să-l văd pe Greg așa cum îl vede Dumnezeu. Cred că asta s-a întâmplat. Kathy a scris o carte împreună cu pastorul Dennis despre cum pot soțiile creștine să-și ajute soții ca să experimenteze eliberarea. Greg mărturisea că nu a fost nimic mai scump decât să scape de pornografie. Pornografia m-a stăpânit în mare parte din viață. Acum nu mai sunt stăpânit de ea. A răspunde la chemarea biblică de a împlini nevoile celor săraci este o prioritate a bisericilor din Boise. O rețea de 40 de biserici trec dincolo de granițele confesionale ca să-i ajute pe cei săraci. O organizație ajută la conectarea punctelor oferind cele necesare, mâncare și îmbrăcăminte. Aceștia oferă dragoste în numele lui Hristos. De aceea și poartă numele de Love Inc. Boise. De multe ori au nevoie de ajutor cu plata chiriei sau cu plata facturii electrice. Acum avem nevoie de mult
multe resurse pentru școală și haine pentru copii. În câteva luni va fi o nevoie mare de geci și de pături. Oamenii care au nevoie de sprijin sună la o linie telefonică directă și operatorii le fac legătura cu membrii bisericii. Bisericile noastre se ocupă cu distribuirea de detergent pentru vase, detergent pentru haine. Noi dăruim în acest mod, dar știm că organizația Love INC poate să îi ajute mai mult decât o facem noi. Această organizație este una dintre multele organizații din țară. În timp ce scopul organizației Love Inc. Boise este să ajute ca bisericile să împlinească nevoile comunității, aceasta se centrează și pe unificarea trupului lui Hristos pentru a transforma vieți. Trupul lui Hristos este una. Faptul că lucrăm împreună la împlinirea nevoilor este o expresie a trupului lui Hristos. Una dintre rugăciunile lui Isus era ca noi să fim una. Nu există nimic altceva mai potrivit care să demonstreze realitatea și adevărul Evangheliei ca atunci când biserica vine împreună și nu se află într-o competiție. Directoarea organizației Kimbra Shaw aprobă. Bisericile vor să împlinească mandatul de a fi lângă cei în nevoie, dar nu pot să o facă în mod individual. Când lucrăm împreună, când fiecare biserică aduce câte puțin, fiecare își aduce partea sa și totul merge înspre Love Inc., putem să ne ocupăm de fiecare nevoie. Shaw spune că lucrarea lor nu implică numai împlinirea nevoilor fizice ale participanților. Ca urmare a solicitării ajutorului, grupul oferă și un program de 6 luni care se numește Viață din Abundență. Shaw spune că atunci când îi oferi cuiva ajutor, presupune efort și din partea lor. Aici apare transformarea. Participanții sunt învățați cum să se hrănească sănătos și cum să-și administreze bugetul. Pentru a scăpa din această situație, nu e suficient să le oferim lucruri care să-i scoată din sărăcie. Este nevoie de implicare, de relaționare. Nu este suficient să facem lucruri pentru ei, ci trebuie să le facem împreună cu ei. Lucruri care îl glorifică pe Dumnezeu și aduc în relație în primul rând cu noi și apoi în relație cu Hristos. Ea spune că impactul trece dincolo de zidurile bisericii. What we see is that the community. Comunitatea a aflat de noi și ne caută. Orașul, districtul, statul își dau seama că numai faptele de caritate nu sunt suficiente. Charity in itself doesn't work. Pastorul Brennan Angelos de la Biserica Revolution 22 este parte din rețeaua acestei organizații. Împreună cu membrii bisericii, îi ajută pe cei care își construiesc case și nu se descurcă singuri. Nu le oferim bani acestor oameni și apoi plecăm. Întemeiem relații cu aceștia și le arătăm pe Hristos nu numai prin lucruri tangibile, ci și prin faptul că aducem prezența Duhului Sfânt în viața celor care sunt în nevoie. De aceea spune Shaw că biserica este importantă. Biserica e echipată în mod unic pentru a fi răspunsul la această problemă. Cei implicați speră că dragostea lui Hristos va ajunge și în celelalte comunități. Throughout the nation. Noua serie televizată AD The Bible Continues reprezintă continuarea miniseriilor The Bible, prezentând evenimente ce urmează după moartea și învierea lui Isus. Are you or are you not the Messiah? I am. And soon you will see the Son of Man sitting at the right hand of God. How dare you speak his name? The charge is blasphemy. He deserves to die. Este ceva ce poate fi relatat, nu-i așa? Roma Downey și Mark Burnett sunt producătorii. Aceștia aduc la viață paginile Bibliei pentru spectatori. Seria AD, The Bible Continues, prezintă povestea din Faptele Apostolilor ce îi tratează pe oameni din punct de vedere emoțional. O astfel de poveste trebuie prezentată foarte bine. Aceasta este slujba noastră. Presupun că suntem experți în ce privește televiziunea. Aceasta ar fi o afirmație modestă din moment ce Burnett este motorul din spatele unor emisiuni de succes, cum ar fi Survivor, The Apprentice, The Voice, Shark Tank și miniseriile The Bible. Când am filmat seriile The Bible în Maroc, ne-am fi dorit să avem mai mult de 10 ore. Ne-am fi dorit să avem sute de ore la dispoziție, deoarece povestea este atât de profundă și de bogată. Când eram acolo, am decis că ne vom concentra mai mult pe Cartea Faptele Apostolilor. Take a deeper dive into the book of Acts. Have you ever
stared into a man's face as you thrust a sword. Această serie de 12 ore prezintă evenimentele primelor 12 capitole din Faptele Apostolilor, primele decenii după învierea lui Isus. Este o producție epică pe care Mark Burnett o descrie ca urzeala tronurilor se întâlnește cu Biblia. O perioadă foarte tumultoasă. Acești apostoli și grupul de ucenici ar fi putut fi uciși în orice moment. Era o luptă pentru putere între romani, autoritățile templului, fanatici. În mijlocul acestei lupte exista un grup de urmași ai lui Isus care propovăduiau Evanghelia. Aceștia puteau fi omorâți oricând. A-L urma pe Iisus nu era ceva obișnuit pe atunci. Vedem acum evenimente despre care vorbește Biblia și cărțile de istorie apar în titlurile de pe primele pagini ale ziarelor. Mare parte din poveste vorbește despre persecuția primilor ucenici. Cred că le este ușor oamenilor să spună că asta s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Dar se întâmplă și în zilele noastre. Trebuie să acționăm și să avem grijă unii de alții. Pe lângă dorința de a prezenta realitatea persecuției primilor ucenici, acești doi soți producători la Hollywood ajută la salvarea, restaurarea și la eventuala întoarcere a miilor de creștini din Orientul Mijlociu, care au plecat de acasă din cauza persecuției din partea grupării SEAL. Cuplul a pornit campania Cradle Fund pentru a combate criza cu care se confruntă creștinii persecutați. Cu ajutorul acestei campanii, 72.000 de creștini din Orientul Mijlociu au reușit să depășească perioada iernii. 500.000 de creștini au fugit din cauza persecuției. Vă puteți imagina cum este să fugi de acasă ca să nu fii omorât și apoi să fii nevoit să faci față unei ierni precum cea din Siria și Irak? Datorită succesului emisiunilor noastre, suntem în centrul atenției din când în când, dar noi suntem numai catalizatorul. Dumnezeu este autorul. Ne-am gândit că aceasta este o oportunitate să ne facem auziți când vine vorba de persecutarea creștinilor. Această inițiativă va continua. Yes. And Jerusalem will rise up and there will be war. Exactly. Aceste serii epice televizate vor avea cel puțin 12 episoade. La televizor apar nenumărate serii importante, printre care și seriile The Bible și acum AD The Bible Continues. Sperăm că va continua pentru mai mulți ani. Nu ne-am gândit să ne rezumăm la un singur an. Ne așteptăm să primim aprecieri și să ne apucăm și de al doilea sezon. Of great ratings, scripting season 2. Există foarte multe forme prin care oamenii îl pot sluji pe Dumnezeu, iar în unele cazuri, implicarea bisericii în viața enoriașilor, dincolo de zidurile bisericii, poate schimba complet viețile acestora. Am 12 copii, cel mai mare are 18 ani, cel mai mic este în vârstă de 4 ani, sunt 7 băieți și 5 fete și această casă am primit-o de la primărie în anul 2003. Într-adevăr, nu este chiar pusă la punct, ne-am străduit să facem așa cât de cât pe lângă ea, dar Dumnezeu a rânduit niște frați care să ne ajute să putem să mergem înainte cu lucrarea și asta înseamnă pentru noi o ușă deschisă de Dumnezeu. Binecuvântare mare! Copiii sunt și ei foarte bucuroși, văzând lucrările care au început să se facă la casa noastră. Am fost ajutat și de Biserica Elim. Această lucrare este condusă acum de fratele Liviu Radeș, care este un om ales de Dumnezeu pentru această lucrare. Personal, cunosc familia Ciocan de peste 10 ani. Am văzut că nevoile sunt mari. Lucrările au început cam la sfârșitul lunii noiembrie. Cea mai mare urgență a fost canalizarea, era o fosă înfundată de câțiva ani. Aceste lucrări continuă datorită harului pe care Dumnezeu îl materializează prin contribuția voluntarilor din aceeași biserică care s-au mobilizat într-un mod remarcabil. Au fost și acum sunt chiar aici persoane care lucrează, persoane calificate,
oameni profesioniști în domeniile în care lucrează, de la electricieni, instalatori, zugravi, dulgheri. Provin într-o familie cu foarte mulți copii, suntem 11 frați. Am știut ce înseamnă greutățile, în special eu mă ocup de amenajări interioare, ce ține de finisaje, glet, tencuieli, montat de geamuri, ușii. Am văzut o familie care avea nevoie și m-am implicat pentru faptul că, făcând un lucru bun, ajutăm pe alții, Dumnezeu este cel care ne ajută pe noi la rândul lui și niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea lumină asupra modului ce trebuie să facem și cum să organizăm spațiul locativ, pentru că, fiind 14 persoane în casă, nevoia este de a folosi fiecare colț, de a da funcționalitate fiecărui spațiu și de a face așa ca să fie un flux practic al folosirii spațiilor. Toate aceste amenajări sunt susținute financiar de persoane din aceeași biserică care slujesc cu finanțele lor în proiecte specifice. Sunt persoane care vin și cumpără anumite materiale, nu ne interesează să ne dea cineva bani, e suficient că spune ne trebuie boilerul, ne trebuie 10 metri de faianță, ne trebuie 30 de metri de rigips. Lucrările desfășurate în casa familiei Ciocan, atât în ultimele luni ale anului 2014, cât și în primele săptămâni din 2015, au fost foarte complexe și executate cu multă dăruire și profesionalism. În perioada asta aici s-a făcut canalizarea, Dumnezeu ne-a ajutat ca din momentul începerii, într-o săptămână, canalizarea să fie făcută. S-a tras rețeaua nouă de apă, scopul prim a fost să facem baia funcțională, după care s-a pornit amenajarea băii, am gândit instalația de încălzire pe viitor, ne gândim prin harul Dumnezeu să fie cu gaz și cu încălzire centralizată. Din cele trei camere în care ei locuiau, fiind o cameră mai mare, una de 8x4, am mai tras un zid și am făcut un hol unde copiii să-și pună hainele și să fie acolo dulapuri de haine și de pantofi. Vrem apoi camera care o mai bucata ce-a mai rămas din camera asta mare, care să fie living-ul. S-a făcut instalația electrică din camerele cele două care erau din vagon. Se pregătește să devină camere cu intrare separată. S-a lucrat printr-o echipă care ne-a ajutat să refacem o parte din acoperiș care va fi deasupra unei viitoare bucătării care se va face. Au fost momente când s-au lucrat zi lumină, când s-au lucrat pentru săptămâni de dimineața până seara, chiar și până la 11 și după miezul nopții, dar s-a lucrat cu bucurie. Cât estimați că s-a investit în această casă financiar vorbind și câți oameni au fost implicați, practica și voluntari aproximativ în lucrările care s-au întâmplat aici în ultimele luni? Nu am făcut o contabilizare a numărului de oameni. Dacă vorbesc echipa de dulgheri care au lucrat, au fost 5-6. Dacă vorbesc de instalatori, au fost în mai multe echipe, 3-4, zugravi, 3-4, ca și costuri, câteva mii de euro, sigur. Sunt investiții totuși, nu chiar mărunte, dar nici exorbitante. Cu o bună gestionare, cu dragoste și cu înmulțirea pâinilor pe care Domnul face. Ce schimbări credeți că o să aducă intervenția lor în viața dumneavoastră de zi cu zi? Schimbări, să zic, și în privința copiilor, că văzând această lucrare și ei cred că se vor apropia mai mult de Dumnezeu, îl vor căuta pe Dumnezeu și eu cred că nu vor uita niciodată ce Dumnezeu a făcut pentru noi. În primul rând că am primit această casă și în al doilea rând că am putut să o punem la punct, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dincolo de lucru în material, mi-a plăcut faptul că am putut să fiu aproape de copii, că am putut să comunic cu ei, să-i mai adun din când în când, să învăț anumite lucruri, să discut cu ei. În măsura în care și timpul le permite, mai pun umărul. Sunt niște copii, credincioși, copii cominți. Sunt convins că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor, special poate a mamei care a dus și duce greul acestei familii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că până aici a fost cu noi și cred că și în continuare El ne va ajuta și ne va binecuvânta să mergem înainte, să sfârșim această lucrare tot cu Dumnezeu.